Ne așteptam la un alt traseu și din partea lui Avram, era un fundaș central interesant. Acum iată doar rezervă la echipa de Liga a 3-a CS Podari. Alin Ștefan și Sorin Pahonțu sunt acolo, șutul lui Ștefan peste transversală. Mai este o jumătate din această repriză, diferență de două goluri în favoarea echipei din Podari. Cui Becheanu mai poate apela la o schimbare, sunt permise patru la acest nivel. Ștefan Becher. O nouă fază ofensivă a echipei din Podari își permite și execuții tehnice pentru impresia artistică. Cam de vreme poate se consideră învingătorii jucătorii olteni. Oricum, golul marcat de Marius Cârstea parcă ne-a dat mai multe aripi vizitatorilor care au prins și mai mult curaj. Raicea nu se semnalizează offside și caz imens al lui Dorin Preda, uriaș, joacă în acest moment formația din Podari cu ocaziile. Este abia primul șut în afara spațiului porții trimis de formația vizitatoare. Mai degrabă o poziție suspectă de offside la acea fază, la ultima fază a vizitatorilor. La fel și aici, offside semnalizat la Gabi Coman. Iată cât de mult contează un om în minus pe teren pentru echipa din Alinosa. Sincer, nu am înțeles gestul lui Răpan acolo. Poate era mai bine să nu faulteze, să nu provoace penalti. Așa a venit și golul 2. A fost și el eliminat. Titularizat în premieră, Alin Răpan a dezamăgit astăzi. Meciul curge într-o direcție neplăcută pentru Alinosa, că mai sunt aproximativ 25 de minute, incluzându-le aici pe cele de prelungire. Cerne. Nu a anticipat serva lui Ionuț Maican. Puiu Becheanu observ că nici măcar nu s-a mai ridicat de pe bancă. Pare resemnat antrenorul celor de la Alinosa. E neplăcut și pentru el. Pahonțu închid culoarele cei de la Podar. Ștefan
spre Călinescu, tot mai greu de ajuns la poarta lui Mecea, un nou contraatac al câtele al formației vizitatoare, Avram. Șut respins de Alexandru. Aici nu trebuie să faci. Așa, tata, dă-i înainte, dă-i înainte. Este primul corner al formației vizitatoare în această partidă. Metul 72. FC Alina SC Podari 1-3. Bravo! Centrala lui Preda a reținut fără probleme de Alexandru Bichir, care a egajat către nimeni. Da, lipsiți de concentrare jucătorii de la Arinoasa. Ionu Stancu se pare că nu mai poate continua, oricum pregătește o schimbare trestarul. A părăsit terenul Ionuț Stancu. Ionuț Sârmon este cel care l-a schimbat, ținut acolo, Dragoș Cernea a continuat. Ar mai fi timp. Suntem doar în minutul 73. Se mai poate. Ștefan spre Rusu. Faltă aici lui Dragoș Cernea. Pare epuizat și fizic, jucătorii de la Alinoasa au făcut risipă de efort, dar se pare că mai mult nu pot. Să mă bag într-un film. Să faci un film. Alexis, e rău. Merge. Dorin Preda. A ridicat mult piciorul acolo în duel cu George Rusu. Nu mai poate Alinoasa să construiască. Preferă mingile lungi. Dar e greu și pentru atacanți. Ionuț Maican, așteptam din partea lui mai multă prospețime, mai multe demarcări. Cernea. Poate de Cernea, frate. Spenicu Moțoi nu alargă Ionuț Maican. Gemenii golului din sezonul trecut de la Liga 4-a, Ionuț Maican și Nicu Moțoi sunt departe de acele vremuri. Primul sezon al nivelul ligii a treia pentru Alinoasa se dovedește a fi unul destul de greu. Urban Titu, chiar dacă a pierdut foarte mulți jucători, compensează printr-o anumită experiență la acest nivel. Nu se semnalizează offside la Raicea
Și Inter vine în ultimul moment, Gabi Kovan. Al doilea corner pentru CS Podari. Respinge Nicu Moțoi de acolo și un șut al lui Alexandru Geamănu, mult peste poarta lui Bicker. Nici Alin Călinescu nu a intrat foarte bine în acest joc. Păi nu știe, ăla a ridicat jumat. N-am avut timp. Băi, prostule, și tu ești la fel ca ăla. Nu sunt jucători de marcați la Ninosa. Foarte greu se găsesc cu pasele fotbaliștii lui Puiu Becheanu. Exact ce spuneam. Faze simple, pase simple sunt ratate de jucătorii echipați astăzi în alb cu negru. Ștefan a oprit acest atac. Ai frig așa? 32 de minute trecute și în această parte secundă. Oaspeții conduc cu 3-1 și au superioritatea numerică încă de minutul 41, când Alin Răpan a fost eliminat direct. Coman. Frumoasă pasă spre Alin Călinescu. O centrare care nu s-a dus rău, dar a fost atent Marian Mecea. Șutul lui George Rusu, frumos, sub transversală. Mecea încă o dată la post. Aia s-a conduce la raportul șuturilor pe spațiu porții, 8-6. Însă n-a reușit să marcheze din acțiune. Încă se mai poate, dar nu după asemenea greșeli. Alin Ștefan a pus pe contraatac pe vizitatori. Preda ușor trece de Ștefan, dar se repliază George Ghenu și este o nouă lovitură de colț pentru Podari. Iarăși pericol la partea lui Bicker, care reține șutul fără forță a lui Dănuț Stancu. Ce s-a făcut, bă, că ți-ai pula măta și coliva, bă, ce te faci? Pregătește o ultimă schimbare cu Becheanu. Alberto Roșciugă va fi introdus pe teren. Cernea, tu cu cine joci, Cernea? Cernea de afară, mă, singur! Mai dai una la picior! Cu siguranță în locul lui George Ghenu, pentru că mai sunt doi jucători under 19 pe teren în acest moment și unul de câmp. Ninosa și-a asumat acest risc de a juca doar cu doi jucători under 19. Ghenu, Rusu, Pahonțu, Cernea. Alergă Nicu Moțoi, încearcă să obține ceva din această fază.
Ultima schimbare echipa din Animasa părăsește talentul George Ghenu, numărul 20 și pe numărul 9 Alberto Roșciucă. Ultima soluție operată de pe banca tehnică de Puiu Pecheanu, când mai sunt 9 minute din această partidă plus timpul suplimentar. Roșciugă ia locul lui Ghenu. Roșciugă Alberto, un fotbalist tehnic care a avut o perioadă bună în turul campionatului, a și marcat de două ori. Din păcate a ratat o bună parte din pregătirea de iarnă. Iar acest lucru l-a făcut să-și piardă poziția de titular. Cioinac. Raice cere un fault acolo, arbitrul nu acordă, poate acum Cernea trimite lung spre Roșciugă, care nu-l poate depăși pe geamă, nu? Dă-le cu simulare lui ăla să schimbe. Intrare energică a lui Ștefan. Data aceasta se semnalizează offside. Cu coarda. Specimal la dispoziție o schimbare. Prosu. Ștefan Pahonțu. Cernea. Faltat aici de Ciocârlă, care mai are un cartonaș galben. Nu vrea arbitru să restabilească echilibrul numeric. Pahonț înalt spre Nicu Moțoi, lovitură de cap, dar Marian Mecea prinde și această minge. Ștefan Raicea. Nu este offside la Dănuț Stancu, acum da. ...84 este minutul 3-1 în continuare pentru CS Podar. Gabi Comon mai tare pe picioare decât Simion. Nicu Moțoi frumos combină cu Alberto Roșciugă. Roșciugă poate șuta, o face și nu face rău, dar Marian Mecea respinge. O fază frumoasă a celor de-ale noastre. Iată Roșciugă a venit cu un plus de tehnicitate. Într-adevăr, offside și la această fază. Una peste alta, Linoasa a încercat, dar atât a putut, atât se poate. Era și greu să joci mai mult de o repriză în inferioritate numerică. Alin Călinescu, o centrare respinsă. Depășiți în viteză jucătorii de bandă, celor de la Podari,
Emil Trestaru mai pregătește o schimbare, va fi a patra. Ultima schimbare care a fost efectuată, Cristian Simion, numărul 11, este înlocuit cu Tatian Cristian. Așadar, Crușoveanu, minutul 86, ia locul lui Simion. Timpul trece, minutele se scurg, Hainoasa Mare de recuperat două goluri. Cernea frumos se desprinde acolo, din păcate pasa decisivă lasă de dorit. Va fi dificil de gestionat situația de la Hainoasa, chiar și pe banca tehnică. E greu de acceptat trei eșecuri consecutive, în condițiile în care două dintre meciuri s-au jucat pe teren propriu. În primar exigent că Constantin Maricescu probabil că va accepta cu greu această... La București a venit cu ea, bă! De reușită. Foarte le mulțumit spectatori. Dar problemele nu sunt la arbitraj. În primul rând, ele trebuie căutate la echipa de Hainoasa, care clar are probleme. Ce drept ai tu, că vine placarea, Morenza! Călinescu câștigă această minge, poate acum... Din păcate, centrarea nu este cea dorită. Cernea spre Nicu Moțoi. Moțoi încearcă să obține ceva în această fază. S-a zbătut și el, dar nu are cu cine combina. Nu-l ajută nimeni, nu-l susține. Ultimul cu echip, cu echipier. Coman. Mecea nu poate avea emoții. Când intrăm în ultimul moment de joc, și aici mi s-a părut poziția afară de joc, din joc. Cât de liber sunt acolo jucătorii de la Podari. Relaxați. Sunt convinși că nu mai pot scăpa victoria. Rusu Moțoi, cât de mult coboară Nicu Moțoi. În principiu ar trebui, pe el ar trebui să-l vedem în care au atras. Băi, muistule! Bă, nu băie, mă, rușine! Roșciugă se grăbește. Putu-vă rasa în gură ca un rând. Da, mulțumim, domnul arbitru.
se repetă executarea acestei lovituri libere. Coman rușciugă. Nu reușește să treacă prin zidul advers. Cred că și Roșciugă va primi un cartonaș galben, așa este. Roșciugă nu scapă de avertisment. S-a cam jucat acest meci. Aproape imposibil să mai întâmple ceva. Și vorbesc de destinația punctelor puse în joc. Care e Dinamo? Oțoi. Oțoi unul dintre puțini jucători la Linoasa care astăzi poate să ia note de trecere. A scos și un penalti, s-a zbătut mult. Nu mai e nimic de zis. 4-1 Dorin Popa. A fost probabil ultima fază a acestei partide. Dorin Popa stabilește scorul final. Foarte probabil. Minutul 90 plus 3. Nașule! Așadar, FC Alinasa pierde și această partidă destul de clar, 1-4 cu CS Podari. S-a marcat doar din penalti, Sorin Pahonțu de partea cealaltă, Dorin Preda două goluri. Apoi din penalti Ionuș Cioinac, dar și Marius Cârstea. Costi Mihai sunt eu, Florian Radu, colegul meu operator. Vă transmitem o seară plăcută.